Săruna dragă, bine ai venit. Altfel, să nu se înțeleagă, restaurantele șmechere din Istanbul sunt șmechere. Alea foarte șmechere sunt foarte șmechere. Să știi că... Bună seara! Săruna. Am mers, am mâncat foarte bine la un restaurant pe malul asiatic. Asta vreau să zic, în zona aia asiatică unde am mâncat, da, noi ne-am dus pe fiș, ca să zic așa, adică pește. Foarte bine, păi da, și la în timpul zilei mai mâncam câte un kebab, câte o, știi, așa de fugă repede, da. Dar seara ne așezam la un restaurant mai pendelete, așa. Nu, au. Și am mâncat foarte bune, da. Acolo am mâncat cel mai bine, părerea mea, și am plătit 2 lei 25 de bani, adică foarte puțin. În schimb, a doua zi am mâncat pe celălalt mar, pe celălalt mar, undeva în zona Bebeco, care este cea mai șmecheră. Și am plătit cam de vreo 5 ori cât am plătit pe malul asiatic Parcă m-aș fi vrut un shawarma, știi, de la Dristor, vorba ta. Și milionarii lor sunt altfel decât milionarii. Da. Adică da. La ei chiar sunt. Da. Miliardarii lor sunt, la noi nu sunt. Da. Filmam promo în Turcia? Da. Când ai văzut? Când filmăm promo? Noi filmăm mâine, știi că filmăm mâine promo? Mâine la... Aici, pe la Otopeni. La Corbeanca. La Corbeanca. La Corbeanca, lângă mine acasă. Ai citit scenariul? L-am frunzărit așa... Doamne, Maica, Domnule. Ce zice? Cineva are marfă... Mă rog. Lasă, că noi am fost aviatori, noi am trecut... De ce așa de complicat? Adică nu mai e cu... venim la voi în casă la ora 10, nu-i mai de impact? Mă rog, nu știu, acum eu nu... Nu, mă, eu da. Dacă e cu bungee jumping... Dar nu zicem spoiler. După ce m-am războit și m-am învârtit și așa, când mi-au trimis acum, știi că se mai filma o dată promo, se nu știe, n-aveau cum să ne strângă. Nu se putea, că era o nebunie întreagă, tot așa, vroiau un scenariu din ăla SF. Și acum, cred că... Se pare că acum nu e SF. Mi-a trimis Liana, îmi trimite Liana mesaj, dar așa, timid, știi? Liana este fata noastră de la PR. Da, nu vrei să știi cum începe discuțiile cu mine. Da. E săraca. Și îmi trimite, băi, deci simțeam cum îmi trimite așa ca să mă îmbuneze, să vine, să vine. Așa începe și mine. Bună ziua, domnule drag. Da. Așa. Și ce vrei? Da. Și îmi trimite mesaj, o las, îmi spune tot și îi scriu. Ok. Deci asta... cred că i-au căzut plombele pe masă. Nu cred că și eu i-am dat, m-a prins tot așa cu treabă. Nu primește des ok-ul, și zic, contează pe mine, da, contează pe mine, o să vin. Da. S-a șocat și mie mi-a răspuns la fel. Da. Stai așa, eu nu mai știu, că după aia mi-a trimis și tot scenariul ăsta, da. Da. Nu că suntem noi fițoși. Da, mi-a dat ceva extraordinar, fantastic. Nu că suntem noi fițoși, că nu suntem fiți. Chiar nu suntem. Să trăiești 1000 de ani fericiți. Da. Zic, bine, mă, trecem în prezent. Să trăiești 1000 de ani fericiți. Da. Nu, chiar noi nu suntem fițoși, doar că mai avem și noi un pic de experiență în televiziune și mai știm că se mai întâmplă lucrurile și altfel. Și... Da, e adevărat. Să ne nu mai suntem ca la început să stăm de dimineață până seara, că așa vrea echipa de bine filmare. Bine că nu mai stăm de seara până dimineața. Ai uitat când ne luam zborul de pe clădirea de pe Iancu de Hunedoara. Și asta e adevărat. Cu săracul Țuțu Condurățeanu, cum se chinuia să-l urce pe heliport la etajul 25. Da. Noaptea, o vijelie, mergea săraca fina ta în genunchi, săraca are rău de înălțime. Nu s-a putut filma cu ea, sărăcuța. Da. Deci fel de fel de aventuri. Ce-am povestit noi dacă n-am filmat? Asta zic, dacă n-am avea noi, ce, Doamne iartă-mă, s-ar întâmpla. Da. Da. Bine. Dar nu despre asta am venit să povestim. Asta. Vorbim despre... Data viitoare când vin povestim. De mâine seară încolo putem de mâine povesti, seară dacă scăpăm cu viață. Da. Sezon nou de Mireasa, automat și de... Capricii. Înțeleg că avem și o poză cu concurenții. Ce mult aș vrea să-i văd și eu. Bun, trece. Bun. Nu e concurență, e prezentată. Da, lasă-l că o să curgă filmulețul. Stai așa, să vedem. Avem o poză aici cu toate fetele. În alba, Miruna, da. Ultima Aruca, pe care ai văzut-o, cea pe care ai văzut-o mai devreme, Denisa, este Deni și ultima intrată în casă. Ea n-a fost la Istanbul. Deci trei aș lua de neveste. Păi nu, așa nu cred că e cazul, adică nu cred. Dacă aș fi eu în casă, m-aș orienta direct în trei direct. Tale. Să știi că sunt foarte, foarte mișto fetele, foarte, Denisa, foarte Raluca și... Gabriel. Denisa, Raluca și... Miruna. Te simt, unde Miruna. Stai, mă, care am zis-o? Și Miruna, da.
Sunt foarte frumoase. Așa, toate. Din pozele astea. Foarte, foarte frumoase. Da? Foarte frumoase, da. Doamne ajută, păi nu era cazul. Da. Păi nu, dar în general, să știi că cei de la... Am văzut că nu e cazul să fie frumoase dacă vor să mărite la televizor. Da, da cele... Nu făceam nicio comparație cu sezoanele. Asta e ca la filme, bă, asemănarea cu... Asemănarea cu personajele reale da. Este pur întâmplătoare da. Și nedorită. Da, da. Și băieții, înțeleg că sunt ce trebuie. Și adică băieți, un sezon da, cu toate... Da. Ia, băieți ce aș lua? Acum e voie. E treaba ta, dacă nu știu, aș fi nu mă fată, ia, dacă aș fi da. Fată, stai așa să mă uit. Cosmin? Nu, frate, Andrei primul, pare Caterinca. Unde? Andrei e în cursa de eliminare, s-ar putea să plece, aolea. Adică nu știm dacă... Adică... El și cu Giorgio. Da. Așa, stai așa să mă mai... Valentin? Hă? Viorel pare vesel, deci... Toți sunt foarte drăguți, super ok. Și foarte, extrem de vorbăreți. Da, adică da. Valentin, seria asta vorbăreți. S-a întâmplat ca de la început, știi, de exemplu, în sezonul trecut, măi, până i-am adus la un numitor comun să înceapă da, să vorbească. Să, da. Dar nu, să aibă un dialog cu mine, că erau săracii speriați. După ce ne-am dat unii după alții, lucrurile s-au schimbat, dar de data asta e foarte ok. Da, adică mă prefac eu că n-am văzut niciodată. Am mai văzut din când în când și am văzut niște momente extrem de stânjenitoare. Adică sunteți toți, chiar și la Sisi. Bă, stă cu 20 de oameni în față, sau mă rog, cu toți băieții, cu toate, nu mai știu în ce ediții da? Și în ce sezoane erau, știi. Și săraca vorbea, cam cum fac eu, bă, vorbea un minut și răspundea, da. Adică chinul după pământ, înțelegi? Adică să ai atât de mult imitat da? Și ei parcă se întărâtă să nu vorbească, se întărâtă unul pe altul. Da, și sunt greu. Momente când intră în ceea ce se numește... Un blocaj. Stampa, nu, da. Se pun contra, că ei au senzația că noi vrem să le facem rău sau că vrem să... că suntem împotriva lor și că e suntem dificil. Acești... E dificil să-i aduci pe toți la da. Acest și în momentele alea zic eu nu mai vorbesc, eu nu mai fac, eu nu mai așa, da. Eu nu mai zic. Da. Ca în viață. Lasă că le... Nefiind vedete venite să promoveze ceva, se coalizează, ei, nu neapărat, nu, dar pur și simplu aleg să comunice sau să nu comunice. Uite, de exemplu, mie, apropo de chestia asta, îmi spun oamenii că vorbesc prea mult. Păi da, frate, dar cineva trebuie să umple golul ăla. Că dacă stăm și ne uităm unii la alții ca... Mai mult decât mie, nu cred că da. Eu vorbesc cel mai mult, da. Da, înțeleg. Păi nu, că n-am face chestia asta dacă nu... Exact. Dacă nu ne-ar plăcea, ne auzim vorbind. Tu te alegeai fetele sau băieți, dar să vedem ce are pe pământ, să-ți alegi un pic din mama săptămânii, că acolo ar fi la vârsta noastră. Să vezi ce e acolo. Acolo n-am prezentat. Ce mă duc? Au, ce aceste mă cuvinte ne doare. Nu sunt mamele, că anul trecut au fost ceva probleme. Erau acolo, dar n-au urcat liftul. Să știi că mamele sunt... Nu le-am văzut. Foarte ok. Da? Par de treabă. Asta fiecare așa sezon la prima. S-a întâmplat câte ceva. Anul ăsta să sperăm că nu se ia să... E o mamă dură ca sezonul trecut? De ce doar 6 mame? Mamă... Deocamdată par toate ok, ca să zic așa. Dar de așa? Ce doar 6? 2 nu au? Da, nu. Una dintre mame o să vină, nu știu, în câteva zile, am okay. înțeles. Și unul dintre ei a venit neînsoțit pentru că n-a avut cine să-l însoțească. Am înțeles. Da. Ce se întâmplă în situația asta? Nu vine nimeni din familie? Una dintre mamele care există în casă cumva îl adoptă pe băiatul respectiv. Nu cred. Păi ce să știe? Are grijă de el. Are grijă, dar nu știe despre el mai nimic. Nu știe adică, mai nimic, da. Chiar nimic. Da. Dar să știi că mamele au fost generoase și i-au primit cu brațele deschise da, și pe... Nu mai degrabă ar putea să... N-ar fi ok să vină cineva din familie? Păi s-a încercat ceva, că da. Sunt... Chiar n-au găsit pe nimeni. Sunt persoane care, uite, de exemplu, doamna Laura este însoțitoare. Am înțeles. Unde e cazul, se... Da. Adică unde se găsește, da. Se apelează. Dacă știi nu, cum e? Rolul mamelor e să și cunoască fetele, că stau împreună cu fetele. Am zis că e mai bine, s-ar putea să fie un avantaj să le zică să băieților. Știu că eu mereu zic asta. S-ar putea să fie un avantaj să nu fii cu mama, nu, să fii singur. Cu tată. Nu, dar cum ar fi? Și să plece din casă cu mamă măritată cu tatăl. Să vin cu tata. N-am avut la ăștia mici, dar avem la Purisani, avem o nuntă la Purisani. La Purisani. La seniori. Da. Se va petrece finala undeva după Revelion. O să... Măi, știu când am venit la serviciu, nu eram foarte sigură nici de asta, știi, pentru că eu am plecat în vacanță și mi-am dorit să fie vacanță pentru mine. Da. Și chiar pe ultima 100 de metri am întrebat așa, știi, da, totuși, când începem ca să-mi fac și programul de final de vacanță? Voi cred că ați avut o săptămână filmate, nu?
Eu nu, doar Mireasa s-a filmat, da, s-a filmat din Turcia. Eu am fost în Turcia și am filmat doar... Dar care a fost logica? De ce s-a lipit de Turcia? Are vreo legătură? Nu mă întreba chestia asta. Nu, cred că doar pentru locație, pentru că, într-adevăr, filmările au fost spectaculoase, spectaculoase. Da, da, așa te duci în orașul iubirii, care e Paris. Păi, da, nu știu, probabil că acolo s-a... licențiatorul este turc. Ah, gata, mă, păi zi așa. Și probabil că a fost mai ușor pentru... Foarte frumoasă imagine, am văzut la... Doamne, la voi, deci în prima săptămână toate materialele erau, da, erau numai de acolo, cu tot felul de... spectaculos. Da, 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 spectaculos a fost. Oricum, a fost o întreagă tevatură, pentru că acum în Turcia nu prea mai poți filma în spațiu public dacă nu plătești. Mă refer nu eu să filmez cu telefonul sau... Da, 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 faci, da, da, filmare profesională. Da, filmare profesională nu se mai poate face aproape nicăieri. Pentru că plătești. Și ca să filmezi într-o singură locație, adică, îți dau exemplu, o locație înseamnă inclusiv pe malul Bosforului. Da. Sunt multe, podul pescarilor. Da, mă, s-au schimbat paradigmele pe planetă. Da, ca să filmezi acolo... nu știu, poate ai un singur cadru, înțelegi? Te costă 500 de euro. Da, poate în cadrul ăla e vreun, da, poate în cadrul ăla e vreun portavion american, știi? Da, lumea zice că... Dar nu vorbesc doar de malul Bosforului. Nu, dar ai văzut că și pe la intersecție, pe la... Pe peste tot e la fel. Au câte un tânculeț pitit așa pe după colț. Cel puțin așa era când am fost eu cu ultima oară, 6-7 ani, habar n-am. Chiar pe la Taksim, pe acolo, la intrarea pe strada aia pietonală și la mall, era o... amfibie de alta pusă după colț. E, nu, acum nu era. Oricum, pentru mine a fost extrem de obositor. Eu m-am mutat la corbeanca mea acolo. Da, liniște. Pace. Da, zăpăceala aia din Istanbul. Să zic, mă duc la vecinul, iau din seră o roșie. Da, astea, înțelegi? Băi, deci îți să mergi cu taxiul pe trotuar spre aeroport, că așa ne-a dus pe noi ultima oară. Deci eu nu am... Nu, deci am venit, uite, așa eram. Ziceai că am intrat în fibrilație, ziceai că sunt... Deci că te dă în dalea în... Da. Vârtelnice. Și mă mir că în cele 4 zile cât am stat în Istanbul n-am făcut niciun accident. Deci mă mir. Da, nu, acolo totul este... Da, dar ei n-au nicio regulă. Totul e la noroc. Cine are zile scapă, Doamne, știi, când deci vine Nicu șofer. Știam că nu trebuie să vii cu mașina în Istanbul. Pentru că eu pe vremuri am filmat mult în... Mergeam mult, nu neapărat în Istanbul, în Istanbul mai puțin. Mergeam în zona de plajă, în Antalya. Acolo filmam foarte mult. Turistică, mă rog, sezonieră. Nu turistică, n-am fost niciodată în zona turistică. Am fost tot așa, pe niște plaje de astea. Am filmat pe iahturi. Mai avem frumos. Un minut maxim zine în 3 de secunde și despre mămici de pitici cu lipici. Am cunoscut acea familie absolut fabuloasă. Cu cei 6 fabuloasă. Da. Au venit și cu copii, că nu... Au venit aici la mine doar cu fata cea mare, s-a putut. Pentru că altfel ne lăsa ce ne au. Dar o poveste de viață spectaculoasă. Vreau să spun așa, că am fost în vara asta la mare 30 de cu fetele și au făcut baie de mulțime. Asta e bine. Baie de mulțime, deci mă întrebam dacă... succesul unei... Da, oricum vă invit să intrați la noi pe Instagram și pe YouTube avem filmulețe foarte multe pe victorienii. Victorienii, mămici de pitici cu lipici și sezon nou din Mireasa și Capricii. Mulțumim mult! Doamne.